bine ați venit la această întâlnire cu Biblia. Deci, văzându-vă atât de numeroși, îmi spun că Biblia totuși are un interes printre noi sau spune ceva fiecăruia, mesajul Bibliei. Pentru că despre Biblie vom vorbi în seara aceasta și am profitat de această ocazie fericită de a-L avea printre noi, în clădirea noastră, a Big Honor, o mare onoare, mare cinste, să-L primim pe Dominic Markel, preot, iezuit, catolic, din Australia, din Austria, care se află la București pentru un eveniment fericit, de asta vedeți lângă noi pe Părintele Victor Lucian Georgescu, care de ieri este doctor în teologie. Trebuie să-l aplaudăm. Este un strălucit, un eminent student al școlii doctorale a Facultății de Teologie Catolică și am avut bucuria ca pe ultimul an, un an jumătate deja, să fiu mentorul lui în redactarea acestei teze, care a fost o teză și care va rămâne probabil pentru spațiul românesc o teză care va marca. A analizat el în această teză discursul lui Moise din capitolul 4 din Deuteronom. Un mod care este destul de interesant pentru noi. Iar Dominic a fost cel care l-a însoțit în această lucrare aproape de la început. Am intrat în legătură și Dominic este unul dintre specialiștii pe cartea Deuteronomului în particular și este cel care a dat cele mai strălucite și cele mai frumoase îndemnuri pentru ca lucrarea Părintelui Georgescu să poată ajunge la un final destul de fericit, așa cum a fost susținerea tezei de ieri. Acum, ca să știți în câteva cuvinte, n-aș putea să vă vorbesc, aș putea, dar n-aș vrea să privez pe Dominic de cuvânt pentru a vă vorbi eu despre el, doar câteva date ca să știți cine este și de unde vine. Născut în 1979, un tânăr promițător, în Austria, cum vă spuneam, a studiat teologie la Innsbruck, a studiat între 2001 și 2001 la Ierusalim, la Dormition Abbey, la Jerusalem. În 2004 a lucrat în România. De asta știe câteva cuvinte românești și chiar înțelege. Dacă vreți să spuneți cuvinte rele, vă înțelegeți. Nu puteți scăpa. Pentru că a lucrat cu copiii străzi în România, în Moldova, cu Asociația Iezuiților din România. Între 2004-2006 face un doctorat în teologie la Innsbruck cu profesorul Georg Fischer, apoi obține abilitarea în studii biblice, iar din 2005 este profesor la Pontifical Biblical Institute la Roma. Institutul Pontifical al Bibliei de la Roma. Scrierile sunt abundente, a scris o grămadă de lucruri, reviste de specialitate, foarte, foarte bine cotate. Avem aici câteva exemplare din lucrările lui, dar ceea ce ne interesează mai mult este să-l auzim ce ne spune despre Deuteronom, învățătură pentru o nouă generație. O întrebare la care Părintele Georgescu a trebuit să răspundă ieri, referitoare la teza lui, a fost aceea: Ce putem învăța noi de la discursul lui Moise din capitolul 4 din Deuteronom? Și Părintele mi-a spus că ar putea fi un fel de exemplu de cateheză pentru noi astăzi, un exemplu de a face cateheză la rândul nostru. Probabil că învățături de acel gen ne va împărtăși și Părintele Dominic, căruia îi las microfonul și îi mulțumim încă o dată că se află printre noi. Thank you very much. Va vorbi în limba engleză, dar veți avea afișat pe ecran esențialul a ceea ce el ne spune.